Anisia, hai, ne apucăm de treabă. Și treabă? Păi n-am zis că ne apucăm de sală anul ăsta. Wow, ce idee originală, wow, dar cum ți-o venit? Mi-a venit când am terminat oala de sarmale lui maică ta, nu știu dacă ți-amintești, dar și tu erai acolo cu sarmale lipite de brâu, parcă eram italianul lui Remo, și aia era muniția. Nu e adevărat, n-am mâncat nicio sarmală, am mâncat o felie de pizza și încă puțin. Ai promis să ne apucăm de sală? Hai să ne apucăm. Și-a zis că nu mai fac promisiuni la băutură. Dar hai să ne apucăm, hai să ne apucăm de sală. Dar de când să ne apucăm? De luni, cum ai zis, nu? A, păi de luni nu. Nu, că s-a apucat tot și e super aglomerat. O să te simți ca în autobuz și nici măcar nu ești la striptease ca să ai bar de cistiții să cobori la primă. Bun, atunci hai să ne apucăm de marți. A, păi nu, marți nu. Că o să ai febră musculară de după luni. Păi cum să ai, mă, febră musculară dacă tu nu mergi luni la sală? La sală, dar mă mai întind prin casă, mai fac niște genoflexiuni, niște chestii, știi, ca să-mi dau drumul la oase și bineînțeles că o să am febră musculară. Ok, atunci hai de miercuri să ne apucăm. La miercuri trebuie să merg la coafor. Păi ai treabă undeva sau de ce te aranjezi? Trebuie să mă aranjez și eu puțin dacă mă duc la sală acolo, îți dai seama, nu pot să mă duc, arăt ca aia care face curățenii. Trebuie să fie divă, știi, mai ales tot timpul la sală o aud pe instructoare. Da, cel mai important e să aveți vârfurile întinse și eu să le am deja întinse, știi? Bine, mă, bun, atunci fii atentă, mergem de joi mai dimineață. Joi de dimineață? Dar de ce de dimineață? După am niște treabă, dar... A, păi nu pot de dimineață, joi. Păi eu am programă la unghii. De ce mergi la unghii? Când fac bumerang pistorii, când țin gantera în mână să vad unghiile astea roase. Păi abia așteaptă astea care mă stocăresc pe mine pe Instagram să dea comentarii. Vai, ești un hărciog! Vai, ce faci, ce unghii roase ai! Și repet, instructoarea zice, vârfurile întinse. Eu nu le am. Vineri? Sau e ultima zi și nu mai are rost să mai mergem vinerea? Da, da, vineri chiar are rost. Atunci așa rămâni, vineri mergem. Vineri are rost, dar nu pot eu. Pentru că trebuie să mă duc la gen. Îți pui genii ca să arăți bine în oglindă când mergi la sală sau ce? A, nu, fii atent, am citit într-o revistă, Leacuri Băbești, și a zis așa, tu de tânără, dacă nu ai gene bune în viață, trebuie să ai gene lungi vinerea. Și asta să fii zis sfântă. Bun, am înțeles. Deci vrei să mergi la sală, dar nu vrei să mergi la sală săptămâna asta, vrei să mergi săptămâna viitoare. Da, mai mergi, cum să nu? Din luni mergi, gata, păi dar să începem forță în 2021. Să n-am eu gelatina aici. Hai, hai, din luni, începem! Bun, așa rămâne. Și 4, 95, 96. Ce faci, mă, tu fur la exerciții? Așa știu eu să număr. 7, 8, 81, 82, 83. Cum numeri tu când iei bani de pe carte? Bam, bam, și dispar. Eu măcar spre deosebire de tine, măcar... Că nu te auzi. Eu măcar spre deosebire de tine nu fur la exerciții. Și fac tot posibilul să transpir, să pun folii pe mine, nu vezi? Da, în sfârșit am o femeie de plastic. Dacă tot te-ai înfoliat așa, de ce nu ți-ai pus geamuri fumurii ca să nu te vadă lumea? Care-i faza cu... folia fumurii, au doar BMW-urile alea vechi. Așa că ia, hai și fă exerciții. Că nu degeaba am venit în parcul ăsta să transpir. De eu nu înțeleg, mă, de ce am venit în parc. Era vorba că mergem la sală, de ce nu mai mergi la sală? Păi, măi, mi s-a dus tot, și machiaj și unghii de săptămâna trecută. Păi ce, nu vrea să o ținem doar o seară? O duceam acolo, arătam penibil. Da, mare noroc avem când arătăm penibil. Deloc n-arătăm penibil, să mor eu, parcă suntem doi ciudați. Tu parcă joci în Mumia 5, eu parcă zorea la Olimpiadă, ia uite-o. Păi eu înțeleg că cu sportul nu prea le avem, dar măcar să avem grijă la alimentația asta. Bine, perfect, atunci așa facem. Hai să renunțăm la ceva. La ce anume vrei să renunțăm la alimentație, la mâncare? La orice. Bun, hai să renunțăm la sarmale. Am mai rămas niște sarmale în frigider, parcă nu prea mi-aș arunca. Da, ai dreptate, ar fi păcat. Bun, facem altfel. Renunțăm la salată biof. Și din asta mai avem, adică nici pe aia n-aș arunca-o. Da, păcat. Pe atunci fără carne deloc. Fără carne? Păi da, așa, vegetarian din prima. Trebuie o leacă de tranziție, nu? Hai fără pâine. Fără pâine? Dar păi da, dacă n-ai pâine, te ridici de la masă în schilod, mârțoagă, n-ai energie în tine. Nu te simți că ai mâncat. Da. Știu. Fii atentă. Hai să înlocuim pâinea cu rondele de orez de la Crache.
Când n-au nici gluten, nici conservanți, nici nu-s prăjite și comparativ cu pâinea sunt mult mai săraci în calorii. Perfect. Super bine, atunci așa facem, înlocuim pâinea cu crachi. Bun. Și asta facem. Și... Da, întrebare. Da. Se poate mânca crachi cu piftii? Noi și sport. Baba și mitraliera, mi-am pus și ciolofanul ăsta, zici că știi. Ia uite pe ăla cum aleargă. Oh, băiatul, stai mă, o leacă, pun-te jos pe bancă, ce fugi așa aici? Dar ce ai pățit, te caută poliția? Hai să mâncăm niște armali. Da.